În data de 13 august, anul curent, conducerea municipalității a început lucrările de schimbare a destinației străzii Piața Unirii din stradă de acces rutier în zona pietonală. Proiectul, care are ca scop crearea unei zone de relaxare pentru pietoni, cu terase, bănci și arbori decorativ, este în plină desfășurare, însă lucrările nu înaintează într-un ritm prealert. În data de 13 august, anul curent, pe strada Piața Unirii s-au început lucrările de modificare a destinației în centrul pietonal. De atunci a trecut aproape o săptămână, însă lucrările avansează încet. Singura modificare care se vede până acum este scoaterea pavajului vechi. Săptămâna trecută, directorul Departamentului de Urbanism din cadrul Primăriei Rădăuți, Igor Kofler, ne-a declarat că lucrările sunt estimate pentru o durată de 2 luni. 2 luni este estimată. Deci 2 luni va fi un mic disconfort pentru firmele din zonă. Suntem de acord, ne-am asumat acest risc, că va fi un mic disconfort. Dar după 2 luni, eu zic că toți ne vor mulțumi. Există mulți sceptici cu privire la acest termen de 2 luni, mai ales că o săptămână a trecut deja, iar singura schimbare în zona respectivă a fost scoaterea pavelelor vechi, iar până la esplanada frumos amenajată, promisă, mai este mult de lucru. Pentru a se putea efectua aceste lucrări, care constau din schimbarea îmbrăcăminții existente, dalele alea vechi de hexagonale, și asfaltul de pe carosabil, se va face o alee carosabilă conform proiectului, pe care se va face aprovizionarea tuturor magazinelor din zonă. Brama va rămâne deschisă, toate bramele vor rămâne deschise, deci nu va fi nicio problemă de închiderea acestor brame. Deci aleea pentru deservirea magazinului, aprovizionarea magazinului, se vor fixa niște ore de comun acord cu proprietarii spațiilor. Și în rest va fi ca o esplanadă pietonală, cu bănci, cu arbuști decorativi, cu stâlpi de luminat.